Nu există om care să nu-i admire în sinea lui pe pompieri, să nu-i iubească. Le-am pupat mâinile când ne salvează, dar a doua zi, salvați și în siguranță, ei vom privi pe orâși. Să îndrăznească să ridice competenție? Ce glumă bună! Din anumite puncte de vedere, viața de pompier este de o simplitate ucigătoare. Banalitatea letală, rutina zilnică a unui inconștient, un joc permanent cu moartea. Șeful Isu Vlașca a ținut să înceapă ceremonia specială de avansare în grad la excepțional cu un citat dintr-un articol despre care spune că este foarte drag. Tot colonelul Apostol a fost cel care a reamintit ce s-a întâmplat pe 8 martie pe strada Toporaș, acolo unde un muncitor a fost prins sub un mal de pământ. S-au așezat umăr la umăr și au lucrat în condiții incredibile peste 2 ore, având asupra lor tone de pământ care îi puteau înghiți instantaneu. O intervenție extrem de dificilă, o combinație de situații periculoase, constând în prăbușirea de pământ, ruperea conductorilor de apă și blocarea victimei sub o conductă de mari dimensiuni. Alin Panait, Viorel Rotaru și Constantin Burcescu sunt cei 3 eroi ai acelei acțiuni de salvare, ei fiind avansați în grad la excepțional prin ordinul șefului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Cei 3 au primit felicitările reprezentanților autorităților locale și județene. Așa cum dumneavoastră iubiți oamenii și iubiți sănătatea și bunăstarea lor, la fel și eu pot să spun în numele giurjuvenilor pe care cred că îi reprezint, că vă iubim din tot sufletul pe dumneavoastră, vă dorim mult succes în continuare, felicitări pentru tot ceea ce faceți, să fiți sănătoși și fericiți și succes deplin în activitatea pe care o desfășurați. Permiteți-mi să felicit sincer pe cei 3 subofițeri care astăzi au fost avansați în grad, să felicit șefii și comandanților, să vă felicit pe toți, pentru că în fiecare zi, noi, viața noastră depinde de dumneavoastră. Dați-mi voie să vă felicit pentru întreaga dumneavoastră activitate, să felicit pe cei care astăzi, cărora astăzi le acordăm recunoștința pentru gestul lor. Întreaga dumneavoastră activitate se află sub semnul pericolului. Astăzi, o parte dintre dumneavoastră, câțiva din colegii dumneavoastră, au avut un act, au săvârșit un act cu totul ieșit în comun. Este bine că am putut și mulțumesc domnului comandant că a luat această decizie de a-i recompensa într-un fel. Recompensația noastră și recunoștința noastră este nelimitată. Este păcat că nu putem asigura și surse financiare ca să fie pe deplin această recompensă. Alături de eroii de la ISU s-a aflat și Nelu Pintilie, muncitorul care a fost salvat atunci. El a ținut să le mulțumească personal celor cărora acum le datorează viața. Ce a însemnat pentru el intervenția salvatorilor de la ISU? Un miracol, un mare, cum să vă spun, n-am cuvinte să vă spun.